Urgența s-a trezit cu dureri puternice în miez de noapte și a ajuns la spitalul din Craiova. Renumitul interlop a fost răpus de o piatră la rinichi de 3 mm. Îmbrăcat într-o pijama în dungi, cu o căciulă pe cap, cătușe la mâini și flancat de doi gardieni, Bercea Mondialu se plimbă pe holurile spitalului. Vă rugăm frumos! În miez de noapte a dat trezirea în închisoare. Se plângea de dureri abdominale puternice și gardienii l-au dus repede la medic. Rezultatele analizelor n-au fost pe măsura văicărelilor. Și se observă dilatația căii renale stângi. Deci un calcul foarte mic. Cam de 3 mm. Familia lui Bercea Mondialu a tunat și a fulgerat în spital. Erau supărați că abia de dimineață au fost anunțați de incident. M-a sunat avocatul și mi-a spus că este bolnav tatăl meu. Și mi-a spus că este bolnav, că are cu rinicii. Îl caut un treabă, bățesc cu ei. Păi așa a făcut cu toți treabă. Cu care bățesc? Toți care i-a la mână. Se simțea mai rău. Când am fost acum săptămâna la penitenciar la parchet. Bolnav, dar medicii sunt încrezători în vindecarea lui. O colică renală simplă, necomplicată. S-a efectuat o radiografie simplă și un examen tomografic computerizat. Șansele de rezolvare fără intervenție chirurgicală sunt foarte mari, peste 90%. Mondialu a reușit să impresioneze pe doctori. Foarte civilizat. Omul s-a exprimat foarte civilizat. M-a rugat să mă ocup de el, să avem grijă să nu fie viața în pericol. Bercea Mondialu va mai rămâne câteva zile internat în spital, apoi se va întoarce în celulă. Chiar dacă astăzi judecătorii de la Tribunalul Slatina au decis pentru a șasea oară că nu e un pericol public și trebuie eliberat, recursul se judecă la Craiova. Jumătate din legislativ a intrat.